Instanța a amânat din nou termenul în procesul privind casa din centrul Sibiului pe care familia Iohannis a pierdut-o. Noul termen în acest proces a fost programat pentru luna decembrie. Curtea de apel Pitești a amânat pentru 7 decembrie procesul în care se judecă contestația în anulare formulată de familia Iohannis împotriva deciziei instanței din noiembrie 2015, prin care cei doi soți au pierdut un imobil situat în centrul Sibiului. Până atunci, instanța se va pronunța pe 4 octombrie dacă se impune o verificare de documente solicitată de una dintre părți și se va relua și procedura de citare a tuturor părților din dosar. În luna aprilie, Oficiul de Cadastru Sibiu a dispus radierea dreptului de proprietate a soților Iohannis asupra casei, în urma cererii de rectificare formulată de ANAF în baza unei decizii a Tribunalului Brașov. Dacă vor pierde dreptul de proprietate asupra casei, aceasta ar urma să intre în proprietatea statului român.